eu am văzut ce a pregătit Teddy pentru meciul ăsta și ce vrea să joace. Nu pot să divulg acest lucru, dar în orice caz, inteligența și faptul că poți să ai eficacitate și fără să trisipești fraudul de energie prin fel și fel de acțiuni care să pară spectaculoase și să nu fie eficiente, cred că primează în meciul ăsta și Teddy are capacitatea împreună cu stafful lui să pună la punct toate lucrurile astea. Băieții văd într-o dispoziție de joc bună, foarte motivați așa din ce am văzut eu și la antrenamente și ritmul în care au fost făcute și la Mogoșoaia și la Buftea pe unde am făcut, în sfârșit. Și am mare încredere. De fapt, eu v-am mai spus și mențin declarația. Eu vreau să câștigăm. Cred că o să câștigăm după. Cum îl vedeți pe Eddy Iordănescu înainte de primul meci oficial? Cum îl vedeți pe Eddy înainte de primul meci oficial? Normal, așa, am văzut. Foarte concentrat, foarte... Nu dur. Extrem de realist în tot ceea ce cere. Și probabil că e foarte bine să fie așa. Jucătorii s-au adaptat cu nou antrenor? Adică da, le place? Da. N-are cum să nu-ți placă. În momentul când îți vorbește frumos cineva, în momentul în care mă uitam și la Rădoi înainte și la Contra, în momentul în care vorbești civilizat, încearcă să te convingă, să nu fie prin constrângere, ci prin efectiv comunicare, normal că le place la băieți o astfel de persoană. Faptul că sunt elevați, în care vorbesc foarte frumos, au puterea de a convinge oamenii și de a le explica exact ceea ce vor de la ei, asta înseamnă o plăcere și în cadrul relației antrenor-jucător. A spus că știți ce a pregătit Teddy pentru acest meci. Da. Să știi că nu mă uit cu ochii închiși. Sau cu ochii deschiși. Dar puteți să vedem, adică să ne așteptăm la o schimbare? Schimbare de ce? De schimb, de sistem de joc. În general n-ai cum să schimbi jocul, pentru că jucătorii sunt cam aceiași, nu? Unii erau mici noi apariții în cadrul echipei, dar modul în care vor aborda partida, modul în care vrea el, din punct de vedere al mobilității tactice, poate să aducă o schimbare. Ne ducem peste ei fără Savic și fără Jovetic, adversarii cei mai importanti jucători. Ne ducem peste ei, vom trecuri direct. Crezi că nu joacă Savic și Jovetic? Eu nu cred. E la camuflaj? E manevră ascunsă a lor? Eu cred că o să joace. Dar cât schimbă strategia? Că sunt 4 meciuri, poate nu era până acum. 4-10. Acum depinde, strategia asta o faci tu într-un fel, dar depinde de primul rezultat, de al doilea rezultat și atunci vezi cum abordezi și ultimele meciuri, pentru că strategia pentru primul meci, ca să începi bine, e aceeași, că e primul meci. După aia ce se întâmplă, încerci să te adaptezi.